Primind des întrebarea, care este ingredientul care nu trebuie să lipsească dintr-o relație sănătoasă? Cred că cel mai important aspect de care trebuie să ții cont într-o relație este să fii tu însuți în acea relație. Asta presupune să te oprești din a te minți pe tine și pe cei din jur, prezentându-te altfel decât ești la primele întâlniri. Să zicem că celălalt te place așa cum te prezinți tu, deși știi că ești fals și faci și spui lucruri doar ca să dea bine. Durerea este că celălalt, de fapt, se îndrăgostește de o mască pe care nu o poți purta la nesfârșit. Și când plachezi și masca se sparge, lăsând să apară cine ești tu cu adevărat, celălalt ajunge să realizeze că nu te cunoaște deloc și nici nu îi place cine ești. Oricât ai căuta să joci un rol, tot nu vei mulțumi pe cei din jur. Așa că mai bine te comporți natural, așa cum ești, și cine te place așa va rămâne acolo pe termen lung. Cine nu te place, cum ești, nu te va plăcea nici cu mască. Ce ai avut și ce ai pierdut de fapt. Totuși, ca să fii tu însuți cu alții, se cere să începi să te placi tu pe tine, așa cum ești. Și pentru asta se cere să ajungi întâi să te cunoști tu pe tine, să te descoperi. Sunt Elena Paula Șibei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.